ispită mare în familia Slav. Victor și fiica lui, Sofia, muncesc de zor, dar se și distrează pe cinste în noua locație pe care a deschis-o celebrul tătic. Iar cum un om de afaceri are nevoie de cineva de încredere, fetița lui Victor nu avea cum să-l lase cu ochii în soare tocmai în aceste momente. Doamne, dar ce de treabă faceți aici? Da, ne pricepem. Nu, ea este ajutorul meu. Ei, uite că la asta nu mă așteptam. Ce faci, Sofia? Mie îmi plac mai mult unicornii și de asta, știi, de voi îmi plac unicornii puiuți și mamele lor. Ne plac unicornii puiuți și mamele lor și de asta o dăm florile. Este foarte simplu, adică nu știu dacă ați înțeles. Simplu pentru că câteodată unicornii mănânc flori, dar nu așa dovite, dar căzute pe jos. Dar unicornii sunt, mănâncă bio, deci vezi, lucruri verzi. Dar tu mănânci sănătos? Da, eu mănânc niște paște, dar câteodată mănânc ciocolată și am vomitat odată și asta nu e bine că am stat două zile în spital. Și cine ți-a dat ciocolată? Eu mi-a luat! Ți-ai luat tu? Bunii problema. Bunii a dat? Da, nu cred. Cred că ți-ai luat și tu singura. Ok. Care este ultima prostie pe care ai făcut-o? Am mâncat ciocolată. Multă? Multă. Sofia, dar tu ce fel de copil ești? Copil nătotol. Dar cu minte ești? Da, numai câteodată nu. Sofia compensează însă cu hărnicia ei. Așa că, după doar câteva minute de vorbă, cea mică abandonează discuția ca să-și continue treaba. Stai că-ți mai aduc apică. Stai că-ți mai aduc. E câtă, Sofia? Câtă apă ai luat? Puțină. Uite, am luat eu aici. Uite. A, ai luat și tu? Hai, bine. De câtă apă crezi tu că au nevoie aceste plante? De multă. Și crezi că mai trebuie să mai pui? Ce înseamnă să fie pentru tine? Tot. Ce sunt? Cum ce înseamnă? Tot. Zero pentru tine. Cinco! E hoțul de pastă. Hoțul de pastă. Ei, mâncarea. Mulțumesc. Unde este tati? Se mișcă acolo la... Da, nu. De o să o dăm florile toată ziua, ca să fie foarte simplu. Am biruit, Sofia s-a oprit din nou datul florilor. Slavă Domnului, am terminat cu datul florilor. Dar stai că a trecut la altă activitate. Da, asta este o altă activitate plăcută foarte mult de ea. Feng Shui-ul, aranjamentul floral este făcut de ea. Cum ai reușit să faci asta? Scândele, masele și mifoane! Ca orice artist care își păstrează secretul meseriei, Sofia nu dă din casă atunci când vine vorba despre aranjamentele florale. Își impune însă rapid punctul de vedere și își potolește foamea cu o porție delicioasă de paste cu brânză. Imaginile vorbesc de la sine. Here comes the sun. Peste alta, eu înțeleg așa, că Sofia muncește foarte mult aici și te-ai gândit să-i dai salariu? Doamne ferește, păi da, are tot salariul, are. Da, da. Hai să vedem ce zice și ea. Hai să vedem ce zice Sofia despre ideea de salariu. Sofia, tot ce muncești tu aici, am văzut că ai udat florile, că ai făcut aranjamentele, este treabă de oameni mari sau treabă de copii? Treabă de oameni mari. Este treabă de oameni mari și... Ai auzit tu că oamenii mari, atunci când muncesc, au salariu, adică primesc niște bani? Am 100 de bani. A, tu ai salariu? Mm. Ai cerut salariu? Mm. Iar dacă Sofia ne-a convins cu privire la munca ei, a venit și rândul lui Victor să ne arate la ce se pricepe. Dar tu prin bucătărie ajungi? Ajung prin bucătărie, uite, mă duc să fac de barasara. Mă, nu știu să fac mare lucru, că am tot fost întrebat de-a lungul timpului. Da, mă pricep cu cartofi prăjiți, ochi, lucruri de genul ăsta. Știți pe unde l-am văzut mai devreme? Haideți să vă arăt și dumneavoastră. Yeah. Ha, Victor, că acum te dau un fapt. Uite pe unde te-am văzut mai devreme. Adică vreau să zic că mie îmi place mai mult pe la bar, nu în bucătărie, nu? Asta ai vrut să spui? Da,
Gala. Care este ultima băutură pe care ai preparat-o? Ultima băutură pe care am preparat-o? Mă, nu, deci nu prepar băuturi. Băi, noi avem, ca să ne înțelegem, oameni buni, avem un restaurant, avem și bine, barmanul nu vrea să fie acum. Vrei să filmăm barmanul? Vreau să te filmez pe tine când îmi faci un cocktail. Hai, ce vrei să bei? Eu îți fac ție, de fapt. Păi uită-te la mine și spune-mi ce cocktail mi s-ar potrivi. Hugo. Facem un Hugo. Pentru că pe același, doar pe același știi să-l... Doar pe ăla știu să-l fac, corect. Hai să nu mai lungim atâta. Mergi tu pe mâna mea și dacă nu o să-ți placă, fii atent. Ai încredere? Ce să zic despre încrederea în bărbați, dar aș putea să încerc. Dar poftiți! De arătat arată, după cum vedeți și dumneavoastră. Despre gust, hai să vedem ce mi-ai făcut înainte, Victor. Este un gin, da, foarte puțin alcool, foarte puțin, puțin, deci abia îl detectezi, de gref. Miroase bine. Da, și acela este un piper, piper roșu, e o șmecherie. Pentru ce ai pus piper? Pentru că îi dă un altfel de gust. Deci totul acolo are o logică, nu e așa. E papilele gustative, vor fi în extaz. Zim că nu e așa. E chiar foarte bun. Normal.